Evenimentele culturale vor continua la Bușteni și în această săptămână, iubitorii de teatru putându-se bucura de una dintre cele mai de succes piese care se joacă pe scenele din România. Într-adevăr, iată că stagiunea muzicală Bușteni 2014 se apropie de sfârșit. Sunt ultimele recitaluri, iar în această seară avem bucuria să avem alături de noi pe unii dintre cei mai buni prieteni muzicieni din Timișoara. Este vorba despre Sorin Petrescu la pian și Lucian Petri la vioară. Este un recital cu o muzică vioaie, o muzică plăcută, mai ales pentru copiii tineri și copiii care sunt în sală. O săptămână importantă, un moment important. Da, este sfârșitul de an și ne-am gândit, de fapt primăria orașului, primarul Emanuel Sabin, să aducă un spectacol de mare calibru. Este vorba despre spectacolul Străinii în noapte cu Florin Piersic și Medea Marinescu. Spectacol care a adus săli pline, un spectacol foarte mult așteptat de public. Sunt convins că și publicul din Bușteni va fi încântat să urmărească acest minunat spectacol. Cu ocazia reprezentației de miercuri seară, Medea Marinescu și Florin Piersic vor primi și titlul de cetățeni de onoare ai stațiunii Bușteni.